Cea mai veche mașină Bristol dintre cele 10 aflate în turneu prin țara noastră a ieșit pe poarta fabricii în 1949. Interiorul este fabricat din piele și lemn. La acest model, butoanele sunt albe. Ulterior au fost fabricate doar pe negru. Caroseria a fost și ea modificată. Constructorul a renunțat la liniile curbe. Nu aș putea să o vând pentru că face parte din familie. Unele autoturisme au o semnificație aparte pentru cei care le conduc. Toate mașinile sunt marca Bristol. Bristol era un fabricant de avioane de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Aveau foarte mult aluminiu atunci și au început să construiască mașini din el. Cu această mașină am mers prin toată America de Nord, Mexic, America Centrală și de Sud, Australia, Turcia, Bulgaria, iar la finalul uneia dintre excursii, soția mi-a spus că iubește această mașină foarte mult. Nostalgicii îndrăgostiți de mașini de epocă se află pentru prima dată în România. Au rămas încântați de peisaje, dar sunt dezamăgiți de infrastructura rutieră. Am fost în Mălâncraf, Brașov și urmează să mergem la Voroneț și la Sighet. Suntem nerăbdători să vedem bisericile pictate și bisericile din lemn, precum și toată zona de nord a țării. Unele drumuri sunt bune, altele mai puțin bune, dar merită să conduci. Zona este foarte frumoasă. I think some Romanian roads are fairly good and other Romanian roads are pretty bad. În România am întâlnit și drumuri bune și drumuri rele. Eu m-am născut în Kenya, așa că nu mă las speriat prea ușor de drumurile rele. În plus, mașina este foarte solidă, așa că nu-mi fac probleme. Cea mai scumpă mașină din caravană valorează 150.000 de euro.